Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Am postat azi dimineața un video pe care l-am filmat cam acum o lună și am zis că a venit timpul să continuăm distracția. La noi evoluția continuă, Mara face tot mai multe lucruri și noi ținem pasul cu ea sau încercăm să ținem pasul cu ea. Am avut acum iarăși câteva nopți în care a dormit puțin ciudățel, adică se trezea la 5 dimineața odihnită și cu chef de joacă. Dar văd că azi dimineața am reușit să sărim peste acea oră, pentru că la 5 era acea oră și se trezea la 5 și nu mai voia să doarmă. Dar acum doarme deja de 27 de minute și presupun că o să mai doarmă 10 minute și se trezește. E primul somn de dimineață și eu vreau să-mi fac o cafea. Am pus o mașină de rufe la spălat, am adunat pe acolo prin camera ei, trebuie să dau cu aspiratorul de Ana după ce se trezește. Și când se trezește vreau să mergem la Lidl pentru că avem nevoie de apă, ceva pește vreau să iau, mai multe chestii pentru că nu prea mai avem lucruri în frigider. Și cam acesta este planul pentru astăzi, iar mâine o să mergem la vaccin, o să-i facem vaccinul antigripal și ne-a zis doamna doctor că putem veni ori astăzi, ori mâine, dar astăzi ora nu prea ne convine pentru că e între 7 și 8 seara și e cam ora ei de culcare și n-am vrea să-i schimbăm programul. Așa că vaccinul e în frigider și așteaptă să fie folosit. Ce mai faceți voi? Cum vă petreceți aceste zile de toamnă? Ce mai e nou pe la voi? Și nu în ultimul rând, o întrebare foarte importantă, ce mai gătiți? Pentru că eu am rămas în pana de idei și tot am căutat și pe YouTube inclusiv idei de meniuri, pentru că nu mai știu ce să fac de mâncare și aș vrea să fie și rapid și parcă ceva altceva, pentru că m-am plictisit de ce gătim de obicei, dar aștept să văd ce mai gătiți voi, să mă inspir. Dacă tot am fost la Lidl, am zis să vă și arăt cumpărăturile. Mare mi-a plăcut foarte mult la cumpărături, astfel încât a dormit în marsupii și am stat cu ea jumătate de oră, m-am plimbat acolo de nebună și, mă rog, cât am scanat produsele, ea dormea. Am luat niște cartofi. Mere. Am luat destul de multe pentru că mi s-a făcut poftă, nu știu de unde mi-a venit asta, că n-a fost niciodată prăjitura mea preferată, o prăjitură pe care o făcea bunica mea. Cred că se făcea și aici în România, bunica mea din Serbia mi-o făcea, cu mere pe care le umplea cu nucă și peste turna un aluat și după aceea când se cocea, întorcea tortul sau prăjitura înapoi. Foarte, foarte gustos era. Mă uit la Mara care umblă pe aici. Unul din motivele pentru care am dus la Lidl a fost să îmi iau acești pantaloni de training. Mi-am luat mărimea M, cred că o să fie ok pentru că mi s-au părut foarte mari. Ca să iau aici, ca să umblu prin sat, când nu plimb pe Mara, că în blugi e destul de inconfortabil și în colanți cam transparenți. Am luat pește, păstră m-am luat, da, care e viscerat, legumele astea pe care le-ați văzut de 1000 de ori la noi. Sunt amă pentru gătit, că ieri, de exemplu, am făcut piure de mazăre și aveam nevoie, n-am avut în casă și am zis să fie acolo fără vreun scop anume. Ouă. O conservă din asta de pește în suc propriu. Mara, hai încoace, Mara! Un doblecel. Mara se detrează acolo. Am luat șuncă din asta, bacon afumat pentru carbonara. Brânză topită am luat. Nu mai știu dacă am băut cafeaua asta până acum, dar am luat să încercăm. Pâinea campionilor, ca de obicei. Am mai luat de 100.000 de ani. E păstrăv, cred că. File de păstrăv somonat. Nu știu,
pare gheață sau ce e asta? Sper că n-am spart nimic acolo înăuntru, că văd că... Cred că am spart o brânzică, o să vedeți imediat. Bresaola. Cottage cheese. Două bucăți, pe una am spart-o. O să o pun deoparte ca să o șterg și să mă asigur că e ok. Un cartof dulceata pentru Mara. Două lămâi pentru guacamole și pentru pește. Morcov, ulei. Și am luat aici, l-am pus peste două pizza, ca să avem pentru zile negre, când nu avem timp de gătit, Mara. Și apa am luat, care e în mașină. Așa am luat odată, pizza arabiata și pizza cu mozzarella, brânză și bacon și burrata. Nu mai știu nici unul, nici altă dacă am încercat-o, dar ambele sunt din săptămâna italiană, pentru că asta e acum în ofertă de Lidl, săptămâna italiană. Era să uit, am luat și ceva pantaloni care sper să fie buni, care sunt din ăștia care chipurile te-ar face să arăți mai bine. Uite, aici am coticit. Sper să nu trebuiască returnați, adică sper să fie ok numărul. Dar o să aflăm imediat. Mă duc să pun lucrurile astea la loc, îi dau mare de mâncare și după aia o să și încerc ce am cumpărat. Eu am uitat că am început să filmez un vlog, așa că îl continui azi după două zile. Mergem până la Easybox eu cu Mara. Am dat ceva pentru Zoe și e dimineață. În timp ce Mara și-a făcut primul somn, eu am ascultat-o pe doamna Ioana Moldova, de obicei asta fac sâmbătă dimineață, și am spălat geamurile jos. Bună dimineața, să aveți o zi frumoasă și productivă! Abandonat acest vlog. Având în vedere că n-am filmat o perioadă și m-am preocupat mai mult de casă, de Mara, bineînțeles că ea e pe primul loc, mi-am ieșit din mână că uit să mai filmez și uit să ai constanța. Dar acum am plecat spre Easybox pentru că mi-au venit niște cărți pentru nepoata mea. Mi-au venit niște cărți pentru nepoata noastră și mă duc să le ridic, după care ne întoarcem să își facă Mara cel de-al doilea somn. E urât afară, e destul de posumărât, dar e vreme de, normală de toamnă. Nu e urât, de fapt, dar nu e nicio rază, nicio urmă de soare. Și cam cu asta ne ocupăm timpul acum, după care cred că o să mergem și să reciclăm niște sticle. Mi-e cam groază să merg cu ea, pentru că na, nu știu cât răbdare va avea. Na, Mara. Și aș prefera să fac asta singură, dar acum ne descurcăm cu ce avem. Mai am nevoie și de câteva chestioare de la Lidl. Știu că tocmai ați văzut un haul Lidl, dar asta se întâmpla acum vreo 10 zile, când am filmat eu acea parte. În orice caz, sunt la plimbare, vreo 15 grade cred că sunt afară. Abia aștept să mai fac o cafea, pentru că Mara ne-a dat azi dimineața trezire la 5. După care am adormit și nu știu că știți senzația când dormi, dar mai bine nu dormeai, pentru că ne-am trezit mai obosiți decât prima oară. Dar cam asta este tot ce aveam de zis deocamdată. Voiam doar așa să vă fac un... să vă salut și să zic că e timpul să continuăm acest vlog și să-l și terminăm. De fapt, am deschis camera cu un scop pentru că am vrut să zic ceva anume, dar am uitat ce. Dacă e atât de important, o să-mi vină ideea. O să se întoarcă de undeva unde s-a dus.
Mai avem zilele astea, e și ziua lui Xenia, mai exact duminică, dar sâmbătă o să mergem pe la ea. Și mâine mă duc și la manicură, pentru că a trecut o lună de când mi-am făcut-o, pe 14 septembrie parcă, și astăzi suntem în 16 octombrie. E nevoie, e nevoie. Mi-a venit ieri un colet preponderent cu lucruri pentru cadou și aici e acel cadou împachetat în aceeași cutie care mi-a venit ieri, pentru că am pregătit ceva pentru Dana și pentru bebele ei care urmează să vină. Sper să fie un cadou util, deși e foarte modest, dar cred că atenția contează până la urmă, intenția de fapt, pentru că m-am gândit la ei și le doresc absolut tot binele din lume. Acolo mai am un cadou și acolo mai am un cadou. Sunt zile de naștere, zilele astea. E ziua lui Xenia, zilele astea o să mai văd cu o prietenă și am pregătit câte ceva. Goanga asta este prima, bineînțeles că covorașul nu ajunge și e mai interesant să te plimbi pe parchet. Îmbrac repede și am plecat în vizită, după care aștept să vină curierul să... Ieri nu, n-am auzit că m-a sunat, că eram cu Mara, o culcam sus. Și... Da, Mara? Și... Da, mergem acum puțin să mai socializăm și noi. Tot vă ziceam că i-am pregătit Danei un colet, am primit și noi un colet de la Dana. Acesta e unul din lucrurile pe care le-a primit Mara. Am primit mai multe, dar eu în perioada aia când am primit coletul de la Dana nu filmam și nu v-am arătat. Foarte multe lucruri super drăguțe am primit. Am primit o ramă foto, un ceas. Dacă urmăriți pe Dana, știți că a postat ea o jucărie din asta senzorială, foarte, foarte faină. E o rață. Și am primit și eu niște cosmetice, ceva pentru căderea părului, care încă nu funcționează, cred că nu va funcționa nimic până nu se oprește efectiv de la sine. Și aici avem o situație veșnică cu cușuțele. Da! Aha! Mara are două perechi de lanț pe ea pentru că se tot răște și bineînțeles că iese de pe covorașele astea. Aici suntem acum în camera ei și da, șosetele le pierde mereu și i-am dat și chestiile astea peste șosete în acea idee ca să nu mai piardă șosete, dar nu ia și pe alele de jos. Nu, suntem la ora de joacă aici și cineva a avut o noapte nebună. Am vrut să vă arăt și manicura mea. Am făcut un mum foarte, foarte închis. E aproape negru. Da, Mara, tu nu ți-ai făcut manicura încă. Dar o Mara de vreo o oră și un sfert, ceva de genul. Bineînțeles că ziua se doarme, noapte se petrece. Dar am zis să vă arăt un colet care mi-a ajuns ieri, dar abia acum am reușit să-l deschid, pentru că diverse. Și am pus mâncare la făcut, am făcut ordine și ce fac eu când doarme de obicei, în speranță că o să doarme doar jumătate de oră. Adică nu în speranță, că mă bucur că doarme mai mult, dar am zis, hai, n-are sens să mă pun și eu lângă ea în pat, pentru că oricum o să doarmă puțin, dar uite, n-a fost cazul. Am primit un colet de la una dintre voi, de la Veronica. Te pup și te îmbrățișezi, Veronica, dacă te uiți, mă bucur că te-ai gândit la mine, apreciez. Și am vrut să vă arăt așa lucrurile pe care mi le-a trimis ea. Ea, fiind reprezentant Forever, mi-a trimis să testez niște produse de la ei. Recunosc că nu am testat până acum, știu de produsele Forever, nu am foarte multe informații în legătură cu acest brand, dar știu cam despre ce e vorba. Și se aude și hotă în spate, dar sper să nu fie prea deranjant. Am primit așa un săpun lichid, sunt curioasă cum miroase. Da, am crezut că miroase a cocos, dar nu. Miroase natural, așa, nu știu cum să explic. Și parcă simt ceva argan. Da, nu știu ce miroase mie așa. Dacă ați testat produsele Forever, să-mi lăsați, vă rog, opiniile voastre. O cremă
cu propolis. Toate sunt pe bază de aloe, din câte văd. Așa arată crema. Eu toată tăiată pe la degete și aici sunt și mă, cred că de la prune. Nu o să desigilez crema pentru că momentan am ceva deschis în baie și vreau să o termin prima oară pe aceea. Un deodorant, de asta sunt foarte curioasă. Pentru că, din câte știu eu, sunt toate cu ingrediente naturale, dar în orice caz, dacă te uiți, Veronica, poți să ne lași un comentariu și să ne spui mai multe despre asta și dacă vrei să lași și contactul tău. Eu o să scriu oricum și eu, dacă îmi dai voie, o să pun mailul tău în descriere și așa te pot contacta oamenii. Era foarte drăguț. Parcă puțin masculin. Da, îmi place cum miroase. Asta se consumă la greu. Cremele nu se consumă așa de repede, dar asta cu siguranță da. O pasta de dinți, un gel de dinți Forever Bright. Deci toate cred că sunt pe bază de aloe, pentru că văd că și asta are desenată o aloe aici. Bine, cadrul e deplorabil, dar atâta se poate acum, pe repede înainte că doarmă copilul. Două balsamuri de buze, nu știu dacă sunt la fel, așa pare, cu jojoba. O să-i dau unul surorii mele. Și două băuturi. Aloe Berry Nectar și Aloe Peaches. E o băutură concentrată cu aloe și fructe. Și cam atât, cred, și e cu 90% gel de aloe vera aici și aici cu 84,3%. Și aici am un kit cu niște produse pentru un detox, dar despre asta o să povestim după ce le încerc cel mai bine și să venim și cu impresii. Este produsul, este kitul lor C9. Au. Poate ați auzit de el. A zis Veronica că vrea ca eu să-l testez. El se face în 9 zile. Mai multe detalii o să aflăm atunci când îl testez. În orice caz, mulțumesc tare mult că te-ai gândit la mine și sunt foarte curioasă să încerc aceste produse. Acum văd o mișcare pe cameră și m-am deconcentrat. Mă duc să văd dacă într-adevăr s-a trezit Mara și să continuăm treabă. Numai ce am editat acest vlog și mi-am dat seama că nu am o încheiere, așa că am revenit să-l filmez. Acest vlog a fost filmat de mult, tare de mult, prin octombrie, pe la mijlocul octombrie sau ceva de genul. Și nu am apucat să-l termin, așa că revin acum, în data de 5 noiembrie și vă zic că vă mulțumesc pentru atenție. Am început să filmez un alt vlog și poate de data asta o să reușesc să editez și să filmez mai constant. Dar asta este viața mea acum, nu e prioritar deloc filmatul. Și am în următor vlog o să mai povestesc așa despre ce se mai întâmplă în viața noastră. Dar până atunci vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem la următorul. Sper să aveți o săptămână tare faină și productivă și ușoară și așa cum vă doriți voi. V-am pupat. Pa, pa!